Vin la voi cu un mesaj care eu cred că Dumnezeu mi l-a dat în mod special pentru o perioadă specială. Noi la Eclesia trăim o perioadă mai deosebită, un flux mare de oameni, ne vin în fiecare duminică, undeva între 200 și 300 de oameni pe cele trei servicii, două identice dimineața, unul de tineret, seara și... Am stat înaintea lui Dumnezeu în perioada asta, avem o perioadă specială de tren ascendent și... L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un mesaj pentru contextul românesc. I-am zis, Doamne, noi încercăm să vorbim oamenilor și le predicăm Evanghelia și le spunem că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, că îi mântuiește, ca așa mai departe. Însă, 98% dintre români sunt crescuți în cultura creștină românească. Am spus cultură, nu credință, că ea e mai mult culturală. Dacă mergi în România și întrebi oameni pe stradă cine e Iisus, știe să spună cine e Iisus. Știe să spună că a murit pentru păcatele lui. Știe o grămadă de lucruri. Nu suntem într-un context musulman sau de altfel în care trebuie să vorbim oamenilor de jos, să le explicăm tot ceea ce însemna procesul mântuirii. Și atunci am zis, Doamne, vreau cumva să dau un mesaj actual pentru oamenii din cultura aceasta, cumva să ne deschizi mințile și inimile, să trăim cu adevărat transformarea pe care Tu vrei să o faci în viața fiecăruia dintre noi. La începutul anului 2024 am stat cu Biserica Eclesia și fiecare dintre noi am stat înaintea lui Dumnezeu cu rezoluțiile pentru anul care urmează să vină. Am stat înaintea lui Dumnezeu și am vorbit despre lucrurile care vrem să le schimbăm în viața noastră, despre lucrurile care vrem să le facem, suntem în proiecte mari, vrem să ne facem un campus, vrem să facem multe lucruri, dar suntem și într-un moment în care încercăm să fim tot mai asemănători cu Hristos. Haideți să vedem în seara asta, câți dintre voi v-ați pus rezoluții pentru 2024? Câți dintre voi vreți să schimbați ceva, da? Eu mi-am pus în dreptul meu multe lucruri și am zis, da, în 2024 trebuie să schimb lucrurile astea, astea să le fac. Însă am ajuns în februarie, uite, suntem în a doua săptămână din februarie și m-am dat seama că deja unele dintre ele n-am reușit să le fac. Lucruri pe care am zis că nu o să le mai fac, iar și le-am făcut. Și unele dintre ele așteaptă să fie schimbate. Mi-am propus în 2024 să fiu poate mai calm, mai liniștit și mi-a tăiat unul calea și am zis, fa, ce se întâmplă cu ăsta, iar m-am supărat pe el. Mi-am propus să nu mai pierd cumpătul cu copii și am zis că o să fiu mai ok, o să fiu un tată mai bun, o să îi cert așa de repede, o să le înțeleg copilăria. Și au trecut câteva zile și uitați ce s-a întâmplat. Lucrurile astea m-au dus într-o situație în care a trebuit să stau înaintea lui Dumnezeu cu viața mea, să am un encounter, eu cu viața mea înaintea lui Dumnezeu și să-mi dau seama de ce unele lucruri se pot schimba și unele nu se pot schimba. Mi-am dat seama că atunci când vorbim despre schimbare, există două categorii de lucruri. Există lucruri exterioare nouă care pot fi schimbate foarte ușor. De exemplu, mi-am propus în 2024 să-mi schimb mașina, nu? Am zis, m-am săturat, am băgat prea mulți bani în anul ăsta, trebuie să schimb mașina. Un lucru exterior mie. O voi pune de vânzare, o voi vinde și mi-am schimbat mașina. Unii și-au pus în minte că în 2024 să schimbe look-ul, da? Să arate mai contemporan, să arunce hainele alea lucioase de la tofle, a papucea de la costumele și să îmbrace mai de 2024. Și astea sunt lucruri care le putem schimba ușor. Însă sunt lucruri interioare nouă care nu pot fi schimbate. N-am cum să-mi schimb temperamentul, nu? Dumnezeu m-a făcut cu un temperament. Coleric, sangvinic, melancolic sau de care o fi. N-am cum să iau temperamentul meu, să-l dau lui Răzvan și el pe a lui mie. Pentru că așa sunt eu în construcția mea. Și atunci, cu lucrurile astea interioare nouă, nu putem face un schimb, ci putem face o transformare. Ce înseamnă transformare? Care e diferența între a transforma și a schimba? A transforma înseamnă să lucrezi cu ceea ce ai și să nuanțezi după anumite valori, după un anumit model. Îmi doresc să-mi transform caracterul, să-mi transform personalitatea și să seamăn mai mult în 2024 cu Domnul Iisus. Și am plecat în raționament mai departe și am zis, dar ce treabă am eu cu lucrul ăsta? De ce nu-s bine așa cum sunt, nu? Am un moment în viața mea, în istoria vieții mele, în care Iisus mi-a iertat păcatele, am o viață frumoasă de familie, de biserică, de carieră, așa mai departe. Ce treabă am eu cu transformarea asta? Și mi-am dat seama, că asupra mea și asupra tuturor oamenilor care își doresc schimbare și dacă sunteți sinceri, toți vreți să schimbați ceva în viața voastră, deja în punctul ăsta al mesajului, apasă pe noi o vinovăție. Apasă pe noi o presiune care ne cere să schimbăm ceva în viața noastră. Această dorință de schimbare vine dintr-o vinovăție, ceva ce ne scoate din zona de confort.
Nu ne-a văzut nimeni momentele de supărare. Am strâns din dinți, am strâns din buze, am mușcat în gol, în pumn și nu ne-a văzut nimeni și am trecut. Dar noi suntem dezamăgiți de noi. Am făcut lucrurile alea pe care știm că suntem vinovați că le-am făcut și nu ne-a părât nimeni și nu ne-a văzut nimeni. Și simțim presiunea aia vinovăție între noi și Dumnezeu. Și ne dăm seama că nu suntem ceea ce ar fi vrut Dumnezeu. Și am stat și m-am întrebat de unde vine această vinovăție. Povestea începe undeva departe în Eden. Știți ce a făcut Dumnezeu în Eden? Dumnezeu în Eden, după ce a făcut soarele, luna, stelele, toate în puterea cuvântului, a luat Lut și a făcut omul. Și când s-a pus Dumnezeu să facă omul, a făcut după chipul și asemănarea lui. A zis, îmi trebuie o oglindă în Trinitate, pentru că la om nu o să fie ca și cu soarele, cu luna, cu stelele. Am nevoie de un model. Și vreau să fac omul perfect. Și cel mai perfect model este Trinitatea, este Dumnezeu. Și a făcut omul după chipul și asemănarea lui. Și amprenta Dumnezeirii a rămas pe fiecare dintre noi. Și asta a fost povestea frumoasă în Eden. Însă cândva în Eden a venit diavolul și a pus un virus în viața oamenilor. Și a intrat păcatul în lume. Și păcatul intrat în lume a început să strice, să mutileze asemănarea noastră cu Dumnezeu. Și astăzi, dacă ești sincer cu tine, o să-ți dai seama că în momentele în care ești furios, semeni mai mult cu diavolul decât cu Dumnezeu. Îți dai seama că în momentele în care îți pierzi cumpătul față de copiii tăi, în loc să semeni cu Dumnezeu, semeni mai mult cu Satan. În momentul în care te ceri cu oamenii din jurul tău, îți dai seama că ți-ai pierdut acea semânare din Eden. Și ceva în tine strigă după Dumnezeu. Dr. Kurt Thompson zicea în felul următor, diavolul atacă punctele noastre tari ca să le transforme în slăbiciuni. Diavolul se uită la tine și atacă punctele tale tari ca să le transforme în slăbiciuni. Știi care sunt cele mai tari punctele tale? Nu-i talentul tău muzical, nu-i talentul tău oratoric, nu-i inteligența ta, nu-i educația ta, nu sunt banii tăi. Cele mai tari punctele tale, știi care sunt? Capacitatea de a semăna cu Dumnezeu. Capacitatea ca Iisus Hristos să ia chip în tine și când îl vei vedea într-o zi să fii ca El, pentru că îl vei vedea așa cum este, cum zice Ioan. Și în fiecare dintre noi există lupta asta. Există lupta asta că ne dorim să ne asemănăm cu Dumnezeu. Ceva în interiorul nostru ne spune că noi trebuie să semănăm cu Dumnezeu și noi semănăm mai mult cu diavolul. Eclesiastul 3:11 zice în felul următor. Dumnezeu a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu te-a presetat în momentul în care te-a făcut după chipul și asemănarea Lui, te-a presetat cu gândul că o să fii veșnic și că într-o zi o să stai cu El în cer. Și gândul ăla veșniciei pune o presiune pe tine și îți dorești mereu și mereu să te schimbi. Și ești nemulțumit cu viața ta. Unii zic conștiință, alții zic gândul veșniciei sau altceva. Și iată că noi, poporul român, ca să fim la noi acasă, căutăm să ne transformăm viața, să ne schimbăm obiceiurile care produc vinovăție. Momentele acelea, nu? În care te supără unul și zici, ce a zice câteva, dar nu zici, îți dinți încleștați, dar în mintea ta ai zis cuvintele alea. Zici, anul ăsta nu o să mai înjur, anul ăsta nu o să mai supăr, nu o să mai spun cuvinte urâte, dar în inima ta deja le-ai spus, furia a pornit, doar că n-a putut să prindă viață. Și încercăm să ne transformăm. Și fiecare dintre noi căutăm căi ale transformării. Prima cale pe care o aleg majoritatea românilor, poate că 99% dintre românii care sunt căutători de Dumnezeu, este calea faptelor bune. Ați auzit de calea faptelor bune? Românii cred că prin forțele lor personale pot cumva să-și transforme viața și să ajungă să-L mulțumească pe Dumnezeu. În calea faptelor bune, oamenii zic în felul următor. Eu cu forțele mele o să scap de povara vinovăției. Eu am puterea să-mi schimb viața. Dumnezeu nu trebuie să facă nimic, totul ține de mine. Și povestea pe care vă spun în câteva momente o să fie foarte personală pentru fiecare dintre voi. Poate că 100% dintre noi din sală, cândva în viața noastră, în copilăria noastră, am auzit despre Dumnezeu, ca fiind un bătrân judecător, având o balanță în mână cu două talere, nu? Un taler cu fapte bune și un taler cu fapte rele. Și că Dumnezeu stă cu balanța aia în mână, o să vedeți o balanță imediat, cu balanța aia în mână și tot pune.
Oti a venit la Geneza să predice Evanghelia, o faptă bună, nu? Și îmi pune acolo o faptă bună. Mă duc spre casă și obosit fiind unul îmi trece calea și mă supăr și o faptă rea acolo. Și Dumnezeu e contabilul care tot adaugă. Și la finalul vieții, în momentul în care viața pe pământul ăsta se termină, Dumnezeu se uită la balanța vieții noastre. Dacă faptele noastre bune trag mai tare decât faptele noastre rele, omul merge în rai. Iar dacă faptele noastre rele trag mai tare decât faptele noastre bune, omul merge în iad. Câți dintre voi ați auzit povestea asta? Da? Majoritatea. Aveți curajul și ridicați mâna. Bun. Am să vă spun de ce este falimentară această teorie. Vă dau două argumente pentru care calea faptelor bune este falimentară. O să vedeți la finalul predicii când noi, cei mântuiți, răscumpărați, va trebui să facem fapte bune, dar în momentul în care vrem să ne câștigăm mântuirea, ajungerea la chipul lui Dumnezeu, ajungerea la imago Dei, acea imagine pe care Dumnezeu ne-a dat-o în veșnicia trecută, în creație, în Eden, este imposibil pe calea aceasta. Primul argument pe care vreau să vi-l dau este un argument istoric. Este un argument istoric. Oare poți să mă ajuți cu imaginile? Dă-mi un ok sau... Avem această teorie provenită din idolatria din panteonul grecesc. Există o zeiță pe numele ei Temis, o zeiță care reprezintă această poveste, această teorie păgână. De aceea spun că este un argument invalid pentru că are de-a face cu o teorie păgână, cu zeitate păgână. Temis era zeița care... judeca oamenii la finalul vieții. Tatăl ei era zeul cerului, iar mama ei era zeița pământului. Temis este întruchipată într-o zeitate feminină, cu o eșarfă care acopereau ochii, în mâna stângă o balanță cu două talere, fapte bune și fapte rele, și în mâna dreaptă cu o sabie. Fiecare om, în momentul morții lui, stătea în fața lui Temis. Și Temis, cu ochii legați, nu vadă cine stă în față, în funcție de cum înclina balanța. Dacă talerele cu fapte bune înclinau mai mult, îl lăsa să treacă, dacă cele cu fapte rele, îl decapita și îl trimitea pe omul acela în Hades. Deci, în primul rând, această teorie a românilor, că faptele bune ne mântuiesc, ne justifică, ne fac ok înaintea lui Dumnezeu, este o teorie păgână și este lovită de argumentul acesta istoric, pentru că este o zeitate grecească, o idolatrie. Și noi zicem că suntem popor creștin de 2000 de ani. E, uitați că poporul creștin de 2000 de ani ajunge să creadă o teorie păgână și teoria asta ghidează în viață o mulțime, milioane de oameni care încearcă să-și rezolve problema cu vinovăția, cu transformarea lor. Al doilea argument este un argument teologic rațional și pentru asta vreau să fiți foarte atenți. Acest raționament spune în felul următor. În momentul în care noi facem fapte bune și faptele bune și faptele rele sunt pe talerele balanței noastre, oricât de multe fapte bune am face, până la 80 de ani să facem 1000 de fapte bune, dacă am făcut un singur lucru rău, un singur gând rău la 80 de ani, păcatul a rămas acolo, da? Și aici balanța e jos și aici e sus, dar păcatul e acolo, el există. Problema e în felul următor, că cerul este un loc perfect. Orice păcat, cât de mic, acceptat în cer, ar face cerul un loc imperfect și cerul n-ar mai fi cer. De aceea nu există posibilitatea să ajungi în cer, chiar dacă eu sunt un om excelent, cu mulțime de fapte bune. Dacă un singur punct, un singur gând este în mintea ta, în inima ta rău, tu nu poți fi acceptat în cer, pentru că el, cerul, și-ar pierde valoarea intrinsecă de a fi cer, de a fi perfect, de a fi imaculat. Și atunci milioane de români se duc pe calea asta, și așteaptă să ajungă în cer, se luptă după fapte bune și zic, n-am nevoie de Dumnezeu, eu cu forțele mele, n-o să mai înjur, n-o să mai beau, n-o să mai stric pe copiii mei, o să fiu cine m-a făcut Dumnezeu să fiu, de anul ăsta o să fiu mai bun. Și încep oamenii noștri și luptă și luptă, însă se întâmplă ceva. Lupta de a scăpa de vinovăție, acoperind-o cu fapte bune, te va trage spre frustrare, anxietate și depresie. Auziți ce zice Pavel, Romani 7:18. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce drept. Am voință să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. Romani 7:24, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Alte traduceri în engleză și celelalte traduceri îl exprimă sentimentul ăsta de frustrare a lui Pavel zicând, o mizerabilul de mine.
cine mă va izbăvi de acest rob de moarte? Oare câți dintre noi nu ne-am simțit mizerabil când ne-am luptat poate o lună, două, trei, șapte, nouă, jumătate de an să ne schimbăm anumite obiceiuri care au produs vinovăție și dintr-o dată, într-un moment de neatenție am căzut. Și am zis, dar am vrut să fac binele și n-am avut putere să fac. Și uite că am făcut răul ăsta. Pentru că Dumnezeu n-a gândit pentru noi o viață pe care să o trăim cu piciorul pe frână. Tot timpul să am grijă la toate lucrurile, să nu supăr pe Dumnezeu că îmi pune ceva în balanță. Că îmi pune ceva în balanță. 1730, în Anglia, la Oxford, se forma Clubul Sfințirii. Erau acolo mari oameni al lui Dumnezeu, George Whitefield, alături de John și Charles Wesley. Oamenii ăștia au început să-L caute pe Dumnezeu și au zis, prin faptele noastre o să-L găsim pe Dumnezeu. Pe calea faptelor o să ajungem la o neprihănire extraordinară care ne va accepta și ne va face acceptabil în cer. Și au început oamenii ăștia să trăiască cu Dumnezeu la modul extrem de intens. Atât de intens, încât în fiecare zi își țineau un jurnal. Se trezeau dimineața la 3:30, citeau Scriptura ore întregi și pentru fiecare minut din viața lor scriau fiecare activitate ce au făcut. Seara, se întâlneau toți împreună, își luau jurnalul și pentru fiecare faptă rea pe care au făcut-o, se pedepseau, se autoflagelau. Pentru că vroiau să se îndreptățească prin faptele lor. Ori întregi stăteau întinși iarna pe zăpadă și strigau din toată puterea, Doamne, eliberează-ne de satana! Doamne, eliberează-ne de satana! Au ajuns atât de bolnavi încât George Whitefield rămâne 7 săptămâni bolnav. Și în momentul ăla, când 7 săptămâni stă și zace la pat, după toate eforturile astea, toți banii și-au dat pușcăreașuri în închisori și au încercat prin faptele lor să fie validați de Dumnezeu. După boala asta de 7 săptămâni, George Whitefield renunță și zice, n-am nicio șansă prin faptele mele. Oricât de riguros sunt cu viața mea, găsesc că vreau să fac binele și răul stă lipit de mine. Găsesc că vreau să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Dar n-am puterea să fac acest bine. Auziți ce zice Scriptura? Efeseni capitolul 2, versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ce zice Scriptura? Că mântuirea noastră a venit prin har și prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. A venit Iisus Hristos, a uitat la păcatele mele și la păcatele tale și a plătit cu viața Lui pentru ele. Dar Iisus mai face un lucru fantastic. Nu doar că plătește și de ele rămân acolo sus pe balanță. Auziți ce zice Biblia despre El, Coloseni 2:14. Aștept zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Ce face Iisus? Zapisul era o factură. Și în Vechiul Testament și în perioadele antice, zapisul era ceea ce astăzi o factură. Mergeau oamenii, luau un sac de porumb și era scris acolo, oti datorii un sac de porumb. Mergea și mai lua un sac de grâu și scria acolo și în al doilea an la recoltă mergea și zădea înapoi datoria. Ei, fiecare dintre noi avem un zapis înaintea lui Dumnezeu, o factură. Și Dumnezeu scrie acolo, oti astăzi a mințit, plata păcatului, moartea. Oti astăzi a avut un gând rău, plata păcatului, moartea. Ote astăzi a invidiat pe cineva, plata acestei invidii, moartea. Și toate, tot sub totalul acela, dă în final moartea. Însă Iisus Hristos, zice Pavel în Coloseni, când moare pe crucea Golgotei, ia factura vieții mele, unde era moarte, moarte, moarte pentru fiecare, o pironește pe cruce și o nimicește acolo. Asta e puterea jertfei lui Iisus Hristos. Nu doar că vine și moare și face și El fapte bune, dar e toate acele fapte rele din viața mea și din viața ta în momentul în care cred în El și le nimicește pe cruce. Și atunci când Dumnezeu se uită în seara asta la mine, eu având credință, mă vede neprihănit. Dumnezeu nu mai vede păcatul meu, nu mai vede ura mea, nu mai vede invidia mea, nu mai vede minciuna mea. În ochii lui Dumnezeu, eu sunt un om neprihănit. Pentru că zice tot Pavel că cine s-a botezat, s-a îmbrăcat cu Hristos. Și Dumnezeu îl vede pe Hristos peste viața mea și peste viața ta. Dă-mi voie să spun câteva întrebări în seara aceasta. Prima întrebare pe care vreau să ți-o pun este aceasta. Tu cum ai încercat să scapi de acele obiceiuri care ți-au produs vinovăție? Ai încercat să le acoperi cu fapte bune? Ai fost ca și mari filantropi din ziua de astăzi? Trăiesc o viață departe de fața lui Dumnezeu, dar merg și construiesc biserici, merg în lumea a treia și construiesc case comunităților de oameni săraci, ca viața lor să se schimbe? S-a avut un moment în care ai cedat și ai zis, Iisus Hristos, am nevoie de Tine, am nevoie de Tine.
Eram pastor în biserica din Păuliș înainte să plantez eclesia. La un moment dat a venit un om din sat și a zis așa: pastore, trebuie să vii la mine acasă. Vreau să ajut biserica, vreau să fac ceva pentru comunitatea voastră. M-am dus la om acasă și mi-a arătat o casă frumoasă, era un bătrân de 80 de ani și a zis: uite, vreau să-ți donez casa asta la biserică. Vreau să faci un cămin de bătrâni aici, oamenii să fie reabilitați, ajutați și așa mai departe. Și mi-au plăcut foarte mult planurile lui, până au venit doamna, au bătrânit, că tot așa de 80 de ani. Și au zis: dar ce vrei să faci? De eu la cine rămân? De eu cui rămân? Și am zis către el: domnule, dar uitați că, dar cine lăsați pe doamna? De ce vrei să donați casa câtă vreme doamna n-are unde locui? Și bătrânul mi-a zis așa: știu, eu am făcut multe lucruri rele în viața mea. Eu vreau să fac ceva pentru Dumnezeu după momentul morții mele. Și am spus: nu vă supărați, nu putem primi casa dumneavoastră pentru că vă înșelați. Nu o să puteți cu o casă să cumpărați cerul și mântuirea. Atâția oameni cred că făcând fapte, ei vor avea validarea ca să ajungă în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Un singur gând rău, o singură vorbă rea, va face ca viața ta să fie imperfectă. Și tu nu poți imperfect să ajungi în cer. Pentru că orice păcat acceptat în cer va face cerul să fie un loc imperfect și cerul nu va mai fi cer. Cerul de aia e cer, pentru că este perfect. Singurul care are putere să ia zapisul, factura, să o nimicească, este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. A doua cale, al doilea drum pe care oamenii români se luptă să își schimbe viața, să-și transforme viața, să regăsească imaginea lui Dumnezeu, să fie oameni care în momentul morților să fie primiți în cer, este calea unei credințe culturale. Calea unei credințe culturale. Știți ce este acea cale a unei credințe culturale? Credința culturală e acea credință care nu produce efecte. E o credință moartă. Credința culturală e acea credință care nu-ți produce niciun efect în viață. E o credință care nu te mișcă deloc. Dacă te-ai fi născut în India, nu ai fi avut nicio problemă să fii hindus. Dacă te-ai fi născut în China, nu aveai nicio problemă să fii budist. Așa că iată, te-ai născut în România și te-ai trezit ba ortodox, ba penticostal, ba baptist, în funcție de contextul în care ai fost în România. Dar credința aia nu-ți mișcă cu nimic, cu absolut nimic viața. Povestea stă în felul următor. Contextul, familia lărgită în care ne-am născut, ne-a ghidat credința. Poate că la 8 săptămâni cineva te-a dus în biserica ortodoxă, ai fost botezat de mic și ia că ești creștin ortodox, că așa e neamul tău, așa e familia ta. Poate că la 15-14 ani, fiind în biserica penticostală, presiunea familiei, a prietenilor, a tuturor din jurul tău, ți-a spus: bă, trebuie să te botești, tu nu se poate, slujești, trebuie să faci asta. Dar tu n-ai nimic acolo, tu nu simți nimic, credința aia nu produce niciun efect în viața ta. Dar ai ajuns penticostal pentru că așa e neamul tău, așa e națiunea ta. Și vreau să vă spun că atât credința în fapte bune, cât și credința culturală se regăsește atât în biserica ortodoxă, cât și penticostală și baptistă și care vreți voi. Aici nu ține de confesiune, aici ține de mentalitatea greșită a noastră de a încerca să ne transformăm viața. Credința culturală, știți ce are la bază? Are la bază botezul, da? Făcut fie când am fost la 8 săptămâni, fie când am fost la 15-16 ani, și are la bază credința că în momentul morții Dumnezeu va face un miracol. Credința culturală zice în felul următor: în momentul în care o să mor, o să vină pastorul, preotul, se roagă pentru mine și în momentul ăla, nu contează cum mi-am tărăit eu viața pe pământul ăsta, Dumnezeu va face un miracol și mă va duce în cer. N-ați văzut că la moarte toți devin robul Domnului, nu? Ați văzut la mormântări, cum zice? Robul Domnului. El toată viața a fost robul dracului. Toată lumea știe, tot satul știe că dracul a fost Domnului. Dar la moarte toți, egal că suntem penticostali, baptiști, de care în fi noi ortodoxi, vorbim numai de bine. Și toată lumea, pentru că omul a stat într-o credință culturală. Și zice: mă, în momentul morții, Dumnezeu va veni și va face un miracol și dintr-o dată îi va schimba viața și o va transforma. Nu conta ce-o trăit și ce-o făcut până atunci. Știți ce zice Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetul 24? În momentul în care Iisus vindecă un slăbănog, în momentul în care se ocupă de viața lui, fariseii vin și zic: o, cine e ăsta de vindecă slăbănogi? Și Iisus zice așa: dar ca să știți că Fiul lui Dumnezeu are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Unde are Fiul lui Dumnezeu putere să ierte păcatele? Pe pământ. Cine a zis lucrul ăsta?
Exact El, Fiul lui Dumnezeu, Iisus. Ce vreau să spun în seara asta? Că după moarte nici Iisus, nici Dumnezeu nu-ți mai iartă păcatele. Niciun miracol nu se va întâmpla în momentul în care sufletul tău nu mai bate și tu ai plecat din lumea asta în veșnicia lui Dumnezeu. Egal câți pastori, egal câți preoți, egal câtă lume vine și zic robul Domnului, dacă ai fost robul dracului și nu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos în viață, totul se termină acolo. Și milioane de români merg pe calea asta unei credințe culturale. Iacov 2:20, vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Știți ce face trupul fără duh? Imaginați-vă un trup mort aici, nu? Dacă îl pun cu capul aici jos de pe scenă, el acolo stă până îl mută cineva. Dacă îl pun cu capul către chitară, el acolo stă. El este inert, el nu îl mișcă cu nimic. Și Iacov vine și zice, credința fără fapte, credința culturală, credința care nu se vede în timpul vieții, este ca un trup mort. Vine duminică și stăm în biserică, worship, mâinile pe sus, ne rugăm. Însă, sâmbătă seara mergem în club și party și tot ce vreți voi acolo, și vibe și hype și toate alea. Pentru că e moartă, păi el nu le împinge niciunde, păi el îl duce contextul. Dacă prietenii sunt în biserică, e în biserică, dacă prietenii sunt în club, e în club. Și atunci nu îl împingem spre nicio direcție, că ai o credință moarte și exact cum un trup mort, alții îl duc și contextul îi ghidează cei cu el, exact așa e viața multora. Și o, Doamne, cât de mulți oameni în seara asta, în bisericile pentecostale, baptiste, de care o fie ele, în ziua de astăzi merg în biserica lor și au o credință culturală. Și credința asta nu îi mișcă deloc. Credința asta nu îi împinge spre fapte bune, spre a lăuda pe Dumnezeu, spre a spune lăudat să fie Domnul, spre a se uita la familia lor, la copiilor, a mulțumi pentru bunătatea lui Dumnezeu, pentru că e o credință moartă în ei. Și ei zic, anul ăsta o să fiu mai bun, o, da, m-am botezat, îi arată lui Dumnezeu certificatul de botez și zic, o, dacă în calea faptelor bune eu trebuie să fac tot, în calea credinței culturale eu nu fac nimic, tu faci totul, uite, sunt membru, am fost membru acolo, trebuie să faci ceva în momentul morții mele. Auziți ce zice Sfânta Scriptură, Tit 2:11, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Și ce face harul lui Dumnezeu? În momentul în care te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, cu harul ăla care a luat factura ta cu păcate și a anulat-o pironind-o pe cruce, harul ăla nu te mai lasă așa cum vrei tu să stai. Harul ăla te învață. Te învață să trăiești cu dreptate, cu cumpătare și cu evlavie. Harul ăla te ia de mână și zice, no, acum trebuie să îți iubești aproapele. Acum trebuie să-ți ierți pe cel care l-a greșit, așa cum te-a iertat Hristos pe tine și tu trebuie să ierți pe alții. Și harul te învață. Am acasă doi băieți, unul de 8 ani și unul de 14 ani. Eu fac matematică cu ei, soția face partea de filo cu ei. Și micuțul învață acum tabla înmulțirii. Și eu spun, Filip, tati, trebuie să învățăm. Deci zice, dar mai vreau un pic să mă joc, dar mai lasă-mă. Și iau și zic, trebuie să învățăm înmulțirea, adunări repetate, ce facem acolo, succesiv, așa mai departe. E momentul să învățăm. Eu vreau să spun că harul lui Dumnezeu în viața unui om, în viața unui om în care harul lui Dumnezeu a produs eliberarea de trecut, Iisus Hristos a produs eliberarea de vinovăție, îl învață, îl ia de mână. Și harul lui Dumnezeu nu lasă să stea în păcat. Harul lui Dumnezeu nu lasă să stea departe de Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu îl împinge înspre fapte bune și îl face să rodească dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare și toate celelalte lucruri. Asta e adevărata credință. Noi venim și cu durere o spun, în zona asta neoprotestantă, de foarte multe ori predicăm un har de ăsta ieftin. Nu? Ai crezut într-o duminică, ai ridicat o mână sus, te-ai aruncat aici în genunchi și gata, eu ajung în cer, că am ajuns și în baptister la botez. Asta e un har care nu-i biblic. Harul biblic te împinge, te învață, te duce mai departe. Și în punctul 3 a mesajului meu o să vedem lucrarea harului, calea care duce spre adevărata transformare. Dă-mi voie să te întreb în seara asta. Credința ta este o credință vie? Simți cum te influențează, simți cum te împinge, simți cum nu te lasă pe scaun să arzi în obiceiurile tale care produc vinovăție și vreau schimbare în viața ta? Sau credința ta este o credință moartă? Nu-ți spune absolut nimic când stai pe site-urile acelea și îți pângărești sufletul, mintea și inima. Nu-ți spune nimic când afectezi emoțional copiii tăi, soția ta. Nu spune nimic când faci lucrurile alea păcătoase, că ea e moarte și ca un trup fără duh în ea. Cum e credința ta? O credință vie, se văd efectele? Sau o credință culturală,
care nu se văd defectele. Te-ai întrebat vreodată de ce crezi ceea ce crezi? Cel mai bun test în a vedea dacă trăiești într-o credință culturală sau nu, să te întrebi de ce crezi ceea ce crezi? De ce sunt penticostal? De ce sunt ortodox? De ce sunt baptist? De ce sunt catolic? De ce sunt ceea ce sunt? Pentru că dacă nu știi să răspund la întrebarea asta, înseamnă că el, contextul religios, te-a dus acolo și te-a trezit într-o credință culturală. Predau la facultate, una din discipline pe care o predau este catehetică, spiritualitate și teologie penticostală. Și la catehetică, spiritualitate și teologie penticostală, îmi vin studenți din toată țara. Prima oră, știți ce fac cu ei? Le dau un test în care îi pun să-mi scrie 10 lucruri pentru care sunt penticostali. Zic, ok, eu vreau să vă văd credință. Trebuie să-mi spui de ce ai ales calea asta. De ce crezi ceea ce crezi? Și dacă nu știu să-mi spună cele 10 lucruri, încep și fac cu ei manualul catehetic. Ăla ce facem noi la botez, scris de fratele Brie. Și zic, ok, nu știu contextul de unde ați venit, dar trebuie să avem temelii. Oameni buni, nu poți zidi până tu nu știi valorile și de ce crezi ceea ce crezi. A doua întrebare pe care vreau să ți-o pun este aceasta. Ai avut un moment în care credința ta a fost validată de experiențele tale? Iar creștinismul e foarte interesant. În lume învățăm teorie, da? Și după aia este validată de experiență practică. În creștinism, astea două merg împreună, nu? Credința vine în urma auzirii cuvântului. Și ca să poți merge pe cale, tu trebuie să-L simți pe Dumnezeu. Să simți că în spatele cuvintelor există o forță a Duhului Sfânt. Să simți că în momentul rugăciunii există o putere care te conectează cu Dumnezeu. Să simți că în momentul cântării pleacă duhurile rele și inima ta se înalță înspre Dumnezeu. Credința ta, modul tău de închinare, practicul tău teologic, validează că zona în care ești este ceea ce vrea Dumnezeu de la viața ta? Au trecut câteva zeci de zile din 2024. Credința ta ți-a transformat oarecum viața? Ai văzut anumite modelări în viața ta? Sau ai rămas la fel? Sau nici măcar nu ți-ai propus să schimbi nimic? Adesea m-am întrebat de ce, după momentul convertirii noastre, nu? În lumea asta, Dumnezeu ne duce la cer. De ce ne mai lasă pe pământul ăsta? Pentru că ai momentul ăla în care îți sunt iertate păcatele, momentul acela în care ești imaculat și putea pleca în cer. Însă Dumnezeu ne modelează. Hristos trebuie să ia chip în fiecare dintre noi, să fim lumina lumii, sarea pământului, o cetate așezată pe un vârf de munte. Ce înseamnă asta? Să influențăm, să ducem mai departe. Credința asta ne împinge să câștigăm alți oameni pentru Hristos. Evrei 11:1 BVA, îmi place cel mai mult, cea mai bună definiție a credinței care eu am găsit-o până acum în traducerile Bibliei. Zice așa: credința este certitudinea pe care o ai cu privire la lucrurile sperate, o convingere fermă față de lucrurile pe care încă nu le vezi realizate. Credința nu-i speranță, credința nu-i nădejde, credința e certitudine. Eu știu cu siguranță că ceea ce aștept se va întâmpla. O, da, am multe speranțe. Sper ca războiul dintre Rusia și Ucraina să nu se amplifice. Sper ca criza economică să nu se accentueze. Însă am și certitudini. Și una din certitudinile pe care le am este că Iisus Hristos este viu. Slăvit să fie numele Său. Că ia credința în El, te mântuiește și te duce în cer. Foarte mulți oameni caută să schimbe viața, să-și transforme viața luptând în cele două zone. Și asta duce depresie. Asta duce anxietate. Știți ce înseamnă depresia? Cea mai simplu definită depresia? Depresia este o necorelare între principiile tale și faptele tale. Tu în mintea și în inima ta știi anumite lucruri și tu le faci pe dos. Și atunci se depresurizează entuziasmul tău, enteos, Dumnezeu din tine, ceea ce îți dă viață să faci, să mergi, să acționezi, da? Și în momentul ăla e ca o roată, depresie, nu? Se desumflă roata, pentru că ele, principiile tale, nu se mai corelează, nu se sincronizează, nu merg mână în mână cu principiile tale. Și atâția oameni sunt în biserică și ei sunt anxioși. Ei nu pot să ridice mâna la închinare, ei nu laudă pe Dumnezeu, ei nu simt bucuria lui Dumnezeu în ei. Noi toți avem probleme în lumea asta, toți le avem de înfruntat, însă enteosul, Dumnezeu din noi, ne dă putere să mergem mai departe, pentru că există ceva în viața noastră mai mult decât o informație, decât o cale din asta care îți produce o cale a faptelor sau credințe culturale care pune accentul pe tine. Există cea de-a treia cale, calea Harului lui Hristos. Calea Harului lui Hristos. Ce superb să înțelegi că nu e lupta pierdută. Fiecare dintre noi am avut poate experiențele astea și sunt 100% că la un moment din viață fiecare dintre noi a mers pe calea faptelor bune, alții a mers pe calea unei credințe culturale, dar în momentul în care întâlnești calea Harului Hristos,
lucrurile se schimbă. Au zis cea mai frumoasă experiență a unei vieți schimbate de Harul lui Hristos este povestea Sfântului Apostol Pavel. În trei versete o zice superb. 2 Corinteni 15, 9 și 10. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Prima experiență a lui Pavel, știți care a fost? Calea faptelor bune. Am prigonit biserica lui Dumnezeu. Ciudat, nu? Calea faptelor bune și-l prigonește biserica. Pavel era Saul din Tars. El era fariseu, evreu. Căuta să aibă o neprihănire înaintea lui Dumnezeu, făcând cele mai bune fapte. Post de 3 ori pe săptămână, zeciuială din mărar, ismă, chimen. Imaginați-vă cum măra bețișoarele de mărar să fie drept înaintea lui Dumnezeu. Se întâmplase ceva în cadrul iudaismului, a avut loc, să zicem, o răscoală, revoltă. Niște oameni numiți creștini au tulburat o credință de mii de ani și Saul din Tars zice, eu prin fapte o să ajung în cer la Iahve. Merge la mari preoți și le zice, ce n-ați reușit voi să faceți cu romanii, o să fac eu. Dați-mi scrisori din puternicire că eu fac fapte bune. Dacă mor, dar tot nu accept ca cineva să vorbească de rău religia mea. Și face lucrurile astea. Și merge și prinde pe creștini în casele lor și duce legați, îi judecă, îi aruncă în temnițe. O cale a faptelor bune însă, știți care era problema? Inima lui Saul din Tars, a lui Pavel de mai târziu, era plină de ură pentru cei care nu credeau ca și el. Făcea multe fapte bune pentru Dumnezeul lui, însă în inima lui era multă ură și lucra împotriva lui Dumnezeu. Prigonea exact biserica lui Dumnezeu. Ajunge pe drumul Damascului într-un moment în care se întâlnește cu Harul lui Dumnezeu și zice el, Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Îi se arată Iisus, se întâlnește cu Iisus și Iisus îi vorbește și spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus. Și în momentul acela, Harul lui Dumnezeu îi se arată. Și râvna lui Pavel, râvna lui Saul din Tars, mai de dinainte, de a ucide creștini, este ce este? Este transformată în râvna lui pentru a câștiga toți oamenii pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru cer. Și apoi în punctul 3, zice Harul lui Dumnezeu, nu numai când a fost zadarnic, dar harul ăsta m-a împins, m-a făcut să lucrez mai mult decât voi toți. M-a dus înspre voia lui Dumnezeu. Scrie 2/3 din Noul Testament. Face 3 călătorii misionare. Ajunge la Roma și își dă viața pentru Dumnezeu. Pentru că înțelege calea asta a harului, că se împletește ce a făcut Dumnezeu pentru tine cu ce trebuie să faci tu pentru Dumnezeu. Și acum e cel mai tare principiu al predicii, vă rog să-l țineți minte. Adevărata schimbare nu constă în anihilarea unor obiceiuri prin disciplină. Adevărata schimbare constă în transformarea ta spirituală. Adevărata schimbare nu constă în anihilarea unor obiceiuri păcătoase prin disciplină, toată viața cu piciorul pe frână, să nu fac aia, să nu fac aia, să nu fac aia. Adevărata schimbare constă în transformarea ta spirituală. Dacă până acum ți-ai pierdut cumpătul cu pruncii tăi și țineai mâna la gură, hai să nu mai zic ceva, hai să ieși din cameră că m-o renerva de nu mai rezist. Acum să te arunci pe jos cu ei pe mochetă, să te joci cu mașinuțele. Dacă până acum când stăiau nu calea, nu, de nervi, ziceai, bă, să nu-i zic nimic, să nu mă vadă, tu roșu furios. Acum să te gândești că poate are un copil în spital, niște părinți bătrâni la care se grăbește, să zici o rugăciune pentru el, să zici cine știe unde ajunge, ce context de viață are omul ăsta. Asta înseamnă adevărata transformare spirituală. Dacă până acum îți pângăreai sufletul în toate felurile de păcate și stăteai pe telefon și numai tu știi în ce zone ale păcatului îți pângăreai viața. De acum să folosești toată zona asta media, să-L glorifici pe Dumnezeu, să ai aplicații devoționale zilnice, să asculți cântări, să te închini, să asculți mesajele lui Dumnezeu, să transmiți mesajele lui Dumnezeu. Adevărata schimbare nu înseamnă o disciplină în care stai cu piciorul pe frână și să anihilezi obiceiurile, nu. Adevărata schimbare constă în transformarea ta spirituală. Efeseni 2, 8 și 9 zic așa. Căci prin har am fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Câți dintre voi știți versetul ăsta pe rost? Da? Majoritatea. Știți Efeseni 2 cu 10? Pentecostale nu-l prea știu ăsta. Auziți versetul Efeseni 2 cu 10? Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru ce? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu ca noi să umblăm, mai de dinainte ca noi să umblăm în ele. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ea credința în Iisus Hristos și mântuirea vine prin jertfa lui Iisus Hristos. Dar mântuirea asta ne poziționează în Hristos și El Hristos, poziționarea noastră în Hristos, ne obligă la fapte bune. Și oarecum primul punct al predicii mele cu cel de-al doilea se leagă, pentru că în fața lor este Hristos. Și o să ziceți, cum e asta când e nebunit de cap? Știți cum e? Ca la matematică e asta. Ai dat un pahar de apă la un om sărac, bolnav, însetat. Ai făcut o faptă bună, dar pentru mântuirea ta ala e zero. Pentru că ai o singur păcat pe talerul celălalt și n-ai cum să mergi în cer. Ai auzit de un caz social și ți-ai vândut mașina și ai donat 10.000 de euro. Și ai zis, bă, talerul meu cu fapte bune aici în jos. Dar tu ai un singur păcat acolo pe talerul cu fapte rele și ești imperfect și încă un zero. Și ai făcut nu știu câte lucruri mari și ai talerul ăsta cu fapte bune jos acolo, trage foarte tare, dar ai unul singur acolo. Însă se întâmplă ceva. Într-o zi te întâlnești cu Harul lui Hristos și în fața faptelor ăsta bune, care 0-0-0 pentru mântuirea ta, apare un 1, Iisus Hristos. Și atunci asta de valoare. Prin Har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar fiecare dintre noi am fost poziționați în Hristos pentru faptele bune. Și una e strălucirea soarelui, alta strălucirea stelelor și fiecare stea diferă de ansă și în strălucirea ei. În cer nu o să fim toți egali. Ăsta e comunism. În cer o să fim diferențiați, dar mântuirea ne egalează, ne duce în cer și după ce odată ajuns în cer, fiecare în funcție de faptele noastre bune vom fi răspătiți. O cetate, două, trei, așa mai departe. Eliberarea de vinovăție prin calea Harului, știți când se vede cel mai bine? În fața morții. Eliberarea de vinovăție în calea Harului se vede cel mai bine în fața morții. Închide ochii și imaginează-ți că în 3 minute ieși de aici, se oprește inima. Ai siguranța că vei ajunge în cer? Ai siguranța că într-o zi Iisus a luat factura cu păcatele tale și a pironit-o pe cruce și prin calea asta Harului, după momentul acela alertării, tu ai trăit cu Dumnezeu și ajungi în cer? Sau ai o frică teribilă? Aștept momentul ăla să vezi cum înclină barlanța. Trag mai tare faptele bune sau rele? Stai să vezi, se întâmplă miracolul sau nu se întâmplă în momentul morții? V-am zis de Pavel, nu? Super, zice Pavel. Era închis la Roma, în temnița unde aștepta decapitarea și scrie lui Timotei așa, 2 Timotei 4 cu 6, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ce zice el? De acum așteaptă cununa neprihănirii. Știți cum vede Pavel moartea? Vede o premiere. Și acum mă duc acolo pe podium și vine Dumnezeu și îmi pune coronița, cununa pe cap. Eu când mă duc la premiere cu băieții mei, îmi zic acolo, tati, când ne strigă? Când vine rândul la clasa noastră? Mai este mult până urcăm sus pe podium, până ne cheamă Doamna să ne dea premiu? Așa văd oamenii care au avut o viață transformată de Iisus, finalul vieților, moartea. O văd o premiere, abia aștept să fii premiat, să zici, în sfârșit, tot ce am lucrat, tot ce am trăit, va fi recunoscut, va fi recompensat. Momentul morții mele, momentul premierii mele de însăși Dumnezeu. Însă oamenii care au ales calea faptelor sau unei credințe culturale, se uite cu groază, mai trag de o oră, de o zi, de un minut, nu vor să plece din lumea asta. Realalți abia așteaptă, mă așteaptă cu luna, mă duc să o iau din mâna lui Dumnezeu. Au siguranță în viața lor. Nu știu care sunt lucrurile cu care te lupți.
Nu știu care sunt obiceiurile păcătoase care îți produc vinovăție, însă știu că Dumnezeu a pus ceva în tine, ceva care te trage să te asemeni cu ceea ce ai fost creat de Dumnezeu să fii. Tu n-ai fost creat de Dumnezeu să semeni așa de mult cu diavolul în momentele tale de furie, în momentele tale de dezamăgire, în momentele tale de căderi psihice, în momentele tale în care nu mai știi ce să faci și pleacă din gura ta tot felul de blesteme peste tine și pruncii tăi. Dumnezeu te-a creat să semeni cu El. Cea mai mare abilitate a vieții tale e să ai chipul și asemănarea lui Hristos peste viața ta. Și diavolul exact acolo se luptă să semeni mai mult cu diavolul decât cu El. Însă astăzi harul lui Hristos este în locul ăsta. Însă astăzi jertfa lui Hristos are putere în locul ăsta. Nu-i despre mine, nu-i despre Geneza, nu-i despre Dorel. Este despre un Hristos care a murit pentru păcatele tale ca să-ți dea viață și să-ți dea viață din belșug. Omule bun, nu te mai lupta, că ajungi în depresie, în anxietate. Cel care poate să aducă iertare este Hristos. Și după ce ești poziționat în Hristos, și ce zice Pavel Subber? Zice, am lucrat mai mult decât ei toți. Dar după aia se corectează și zice, dar nu eu, ci harul lui Hristos. Enteosul ăla, harul ăla din mine, de la m-a împins și m-a făcut să lucrez mai mult. M-a trimis pe mare și s-a sfârmat corabia cu mine. M-a dus la Roma să predic cezarului Evanghelia. Harul lui Hristos nu m-a lăsat să stau, că eu credință vie. În timp ce stăm toți cu capetele plecate, o să fac o rugăciune în seara asta. Există oameni în sală cărora Duhul Sfânt le-a vorbit în seara asta? Dincolo de cuvintele mele adresate unei mulțimi de oameni, ți-a vorbit ție Duhul Sfânt în mod practic aplicat exact la problemele din viața ta? Dacă Duhul Sfânt a făcut lucrul ăsta și vrei să mă rog pentru tine în momentele astea, te rog, ridică mâna dreaptă în sus să văd unde ești, am să fac. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și pe voi, și pe voi, și pe voi, și pe voi, și pe tine acolo în spate. Pe lângă oamenii care sunt în momentele astea, cu mâna ridicată, țineți mâna ridicată. Ești și tu, vrei să schimbi viața? Calea harului, știi ce înseamnă? Harul se arată, dar după aia tu ești poziționat și ești responsabilizat de harul ăsta. În seara asta, în puterea lui Iisus Hristos, viața ta va fi resetată și păcatele tale spălate în sângele lui Iisus Hristos, dar de azi înainte ești responsabil să lași harul să facă, să trăiască. Tată din cer, în momentele astea, îți mulțumesc pentru fiecare persoană din locul ăsta care a ridicat o mână care are nevoie de transformare. Mărturisim că adesea, Doamne, ne-am luptat cu schimbarea și am vrut prin forțele noastre, Doamne, să ne schimbăm viața și să ne asemănăm cu Tine și am eșuat. Dar astăzi proclamăm jertfa lui Iisus Hristos din Golgota. În numele lui Iisus Hristos, vină Duhul Sfânt și transformă și iartă și eliberează. În numele lui Iisus Hristos, orice legătura păcatului să cadă la pământ și viața să vină peste fiecare persoană. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, că ai murit și ai înviat și astăzi stai la dreapta lui Dumnezeu ca mijlocitor, ca singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Hristos, mijlocește, te rog, în seara asta. Te rog, ajută pe fiecare dintre ei, Doamne, de azi înainte să trăiască o viață autentică cu Tine și mesajul ăsta să rodească, Doamne, și momentul plecărilor în veșnicie, Doamne, să fie o premiere, o bucurie în coronării și într-o zi să ne întâlnim în cer cu sfinții din Geneza. Amin.